De relații. Cu cine vorbești, mă, acolo? Nu, Alexandra, ăsta e numele serialului. Hai, mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de tot. De relații. Eu nu mai pot în casa asta, vă spun sincer. Eu vreau să ieșim afară, să mergem și noi la o cafea, la o terasă. Că m-a stâmpit, de când ne-am mutat numai în casa asta, să ne certăm ca chiori. La ce terasă vrei, mă, tu să mergi? Că noi nu avem bani. Cum, mă, să nu avem bani? Păi și pensia lui Mamaie, ce se întâmplă cu ea? Ei, ia gata cu pensia lui Mamaie. I-am dat lui Popa să-mi pomenească numele la biserică. Bine, mă, atunci lăsați terasa cu cafeaua. Mergem la aer liber, să mai expirăm și noi niște aer, că miroase aici ahoit. N-ar mai mirosi ahoit în casa asta dacă Alexandra n-ar mai face piftie cu usturoi. Ce nesămțit ești, dacă te îndopi noaptea de piftie, nu mai spui nimica. Ok, am stabilit, mergem în aer liber. Cătăline, du-te și sună pe Andrei să vină cu noi. Eu mă duc să o caut pe Florina, Brad și Petra, ăștia unde dracu sunt, mă? Așa, Brad, acum că nu mi mai e rău și am rămas amândoi singuri aici, ce vrei să facem? Wow, dacă mă iei așa, cum? Vrei să ne uităm la televizor? Doamne, ia-mă, nu mă trogloditule! Dacă toți suntem aici amândoi așa singurei, am putea să facem altceva. Oh, păi de ce n-ai spus așa? Cum m-am prins? Vrei să mâncăm ceva? Unde, Doamne, iartă-mă, te-am găsit, mă, martalogule? Aoleu! Ce dracu faci, fată, în picioarele mele? Îi spionam pe ăștia doi, așa cum mi-ai spus. Doamne, ia-mă, ne-a prins mama. Stai repede pe geam, stai pe geam. Cred că e prea târziu. Să rămână? Nu e ceea ce pare, mamă și Petră. Noi tocmai voiam să luăm ceva de mâncare și să ne uităm la televizor. Nu-i așa, mă, trogloditule? Păi nu voia, mă, să ne pupăm? Eu nu cred că abia acum ți-ai dat seama ce dracu mă e la mișto. Hai, mă, vă jucați de bambiliciu pe aici pe-n casă. Haideți cu mine că mergem la aer liber. Hai, natură. Mamă, cât de tare. Hai, Brad. Păpușel, stai așa. Tu rămâi acasă cu mine și cu Mamaie. Că am văzut eu ce intenții ai cu Florina. Stai aici. Ok, ne-am înțeles. Noi toți plecăm pe afară să ne plimbăm. Mamaie, Petră și Brad, stați aici pe zis casa, da? Hai că ne auzim. Haideți, gașcă! Să trăiți! Mergem la pădure să culegem frac și mure. Alexandru, să moră, dacă nu taci din gură, te duc la pădure și te las acolo. Oie verde și un lemn, ce țară frumoasă avem! În sfârșit în aer liber, că de când ne-am mutat, numai în casa aia am stat. Uite, ia uzi, liniște și pace. Chiar că liniște și pace. Hai, mă, Florine, ce dracu ești nesâmțită? Dă-mi și mie o gură de apă! Da, îți place acum? Mamă, ce mă enervez, Florine, fiți ar capul al dracu să fie! Ia vină tu până încoace! Ce spuneai? Liniște și pace, ha? Cu liniștea măsă! Hai, mă, Florine, serios, nu bea toată apa, că beau și eu! Cătăline, vină-mă înapoi! Tu, că l-am pierdut și pe ăsta! Wow, ce interesant! Pe mine tata nu m-a învățat niciodată asta. Ce dracu e, mă, că mă făceam la șireturi? Nea Viorele, să știi că ești un model pentru mine. Uei, șatra! Ia veniți până acolo așa. Ia, veniți în coastă. Dracu, Florine, că-ți dau eu ție. Hai la mărta! Ați adus și voi ceva de haleu? Parcă am adus eu ceva de mâncare. Cred că sunt până ghiozdan pe acolo. Păi și ghiozdanul pe unde? Na, uite-l aici. Nu-i mai trebuie mâncare toată viața. Păza, Viorele, că te ridică. Ți-o-i capul al dracu, Viorele, stai că dă-i fi acum. Hai să-i muiere, nu, hai să mergem la pește. La pește? Iar la pește. La pește? Aș mânca niște pește. Să vezi pește, dau eu ție. Săriți, bă, că mă omoară. Mă, Petră, tu crezi că e bine ce facem noi aici? Ei, păi cum să nu fie bine? Așa îl învățăm. Păi tu crezi că asta a omorât pe cineva? Ia vină mă încoace. Hai, păi, Petră, știu și eu, pare destul de traumatizat.
Ia uite la el ce se mai zmiorcăie. Bă, băiatule, dacă ai intrat în familia asta, trebuie să înveți să bei tărie. Vino cu acele, să o fac eu pe gât. Oh, ia uite ce fuge șobolanul. Nu te uita la mine, du-te după el. Vino cu acele. Nu, nu, nu. Te-am prins, fraiere. Ajutor, ajutor. Ok, v-am spus că ăsta e locul perfect. Ia. Hai mă, tata, serios, acum ne apucăm să dăm la pește? Poate te prinde naiba noaptea. Se și noptează. Hai mă, Cătăline, nu mai comenta asta. O să vedeți voi că o să ne prindă noaptea aici cu peștele vostru. Hai mă, lasă-mă în pace. Bă, cred că sunt de acord cu Cătălin. Viorele, hai dracu acasă că ne prinde noaptea pe aici, doamne, ia. E clar, noaptea asta o să rămânem aici blocați pe lac. Tu ce te uiți faca proasta? Nu-mi pilești fașii mei unghiile de la picioare dacă tot ai apucat. Să vezi când ți-o-i pili fața aia cu pumnul ăsta. Fiți-ar capul al dracu, Viorele, și ți-am spus că ne-am pierdut. Ia uite, ne-a apucat noaptea, unde suntem? Mihaela, mă trage ceva de picior în apă. Alexandru, lasă-l în pace, nu-l mai trage în apă. Doamne, ia-mă, ne-am pierdut. Nu știm unde suntem. Cum ajungem acasă? Nu mai rămâne nimic de făcut. O să dormim aici. Aoleu, ce tare e. Hai, toată lumea echiparea. Ori ne pierdem mai rău, ori ajungem acasă. După mine. Aoleu, hai. Hai, Alexandru. Wow, stai așa că găsisem o broască. Mă gândeam că o facem ciulana. Hai să mergem. Ți-am spus eu, Petru, ți-am spus că e învățat cu alcoolul. Ia uite cât bea. E de-al casei, măi, e de-al casei. Ia uite ce bere gata are. Cât e, mă, ceasul? E două noaptea, bă. Bă, e două noaptea și ea nu mai veni acasă. Crezi că i-a furat cineva și i-a forțat să ducă în Germania pentru muncă pe bani puțini? Ce treacu' ai, mă? Ce? Haideți, daiba, să-i căutăm pe aceea, să vedem pe unde sunt, că mie mi-e frică dacă i-au furat cineva sau i-au mâncat câinii. Hai să vedem, hai după ei. Așa, patru căi, hai să-i căutăm pe ăștia, hai cu mine. Vine acum, hai. Doamne, ia-mă, pe unde am mai ajuns? Unde dracu' sunt, mă, ăștia? Cătăline! Suntem în drumeție. Mihaela, unde dracu vă băgară? Florina, unde ești? Florina! Doamne, ama, asta are și probleme cu inima. Florina! Ce dracu ești? Mamă, cât am bărzăunile! Petre, Brad, fugit! Oh, v-am spus eu că ajungem acasă. Dar de ce e ușa deschisă? Haideți, intrați! Mamă, dar ce naiba s-a întâmplat aici? Ce dezastru e! Mama e! Petre, Brad! Ăștia nu sunt acasă. Poate au plecat să cumpere ceva. Na. Sau poate au fost răpiți și forțați să se ducă în Germania să muncească pe bani puțini. Bă, fiți atenți aici. Am găsit un bilet, scrie ajutor. Au fost luați. Hai după ei. Doamne, ia-mă, hai îmbrăcați-vă, hai înapoi după ei. Hai, iar începem. Poate acum dăm și noi la un magazin să cumpărăm niște gumă. Că îi pui de gura lui Andrei Marpiștie. Și tu miroșa proastă. Bă, stai așa, că le-am scris un mesaj. Suntem aproape, încă suntem aproape. Hai! Doamne, acum nu cred că le-am pierdut pe astea. Mamaie, s-a fidit-o! Eu nu cred că suntem atât de tâmpiți și ne învârtim toți în fața blocului. Știi ceva, Cătăline? Nu mai comenta, că din cauza ta suntem aici. Mamaie, Brad, Petra. Din cauza mea, din cauza ta că ți-am spus să mergem acasă. Fiți-ar peștele al dracu să-ți fie. Haideți, nu vă mai certați atâta și ajutați-ne să le găsim pe astea. Petra. Să vezi ce ne mănâncă câinii. Alexandru, hai că cred că ți-o iei în țara asta. Uite-te și la mine, ajungi și bătut acasă. Hai, du-te, dracu. Doamne, ia mă, n-au venit acasă. Unde ori fi, mă, unde ori fi, că i-am căutat peste tot. Hai, mă, mamaie, lasă-i în pace, că ori veni ei acasă când le e foame. Bă, uite, scrie aici, suntem aproape. Au fost aici, sunt aproape, hai după ei că sunt aproape. Da, sunt aproape, hai, Petru, hai de repede, că sunt aproape, îi găsim repede. Doamne, ia mă, hai după ei. Ce pupă, Brad, i-am lăsat un mesaj în caz că vine acasă, hai. Că
Cătăline, unde sunteți, mă, serios? Acum faceți mișto de noi? Un pariu pe 120 de mii că i-au mâncat șacalii. Wow! Iubita mea, Florina, am pierdut-o pe vecie. O să rămân singur. Pot să iau eu banii ei? Ridică-te, mă, martologule, și hai să-i căutăm o dată, nu mai boci. Oh, oh, că mă ridică acum. Florina! Ia, sunt acasă. Mama e pred? Nici acum nu s-a acasă, doamne, ia. Efectiv, ne jucăm de bandiliciu. Bă, da, nu vreți voi mai bine să stăm acasă, că poate vini ei acasă? Taci, dracu, că ești prostă. Alexandru, te întreb și eu așa, dacă familia ta de suflet ar dispărea de acasă, cum ni s-a întâmplat nouă, tu ai sta acasă și ai aștepta să vină? Ai plecat după ei? Bă, bă, au fost aici, uite, mi-a scris aici, te pupă Brent cu inimioare. Hai, hai, că sunt aceea pe undeva. A, înseamnă că sunt aproape. Haideți, bă, de data asta îi găsim, haideți. O să fie o seară foarte, foarte lungă. Legenda spune că ei încă se caută prin fața blocului. Încă nu s-au găsit unul pe altul. Dar știți unde mi-ar plăcea mie să vă găsesc pe voi? Cred că știți unde. Ia, vă las să ghiciți 3 secunde. 1, 2, 3. Exact! La mine pe Instagram! z.cătălinionuț. De ce să veniți la mine pe Instagram oare? Pentru că sunt un om amuzant, mă cred eu, pe Instastory. Postez poze frumoase, să-mi fac prieteni noi, vorbesc cu oamenii. Aș aprecia, dacă ai venit pe Instagram la mine, mua, zi.cătălinionuț, dau follow back random, de toate vorbim, hai să ne auzim, pa!